Viața română, mulțumesc din suflet. Nadine, aveai 14 ani. Lucrai ca vânzătoare în Piața Unirii, la Tarabă, la metrou, pentru că voiai să te faci cântăreață. Așa e. Mai târziu, după ce ți-ai văzut visele astea împlinite, notorietate, celebritate, nu, invitații, haine frumoase, scenă, public, n-ai mai vrut. Dar nici nu era cineva lângă tine să-ți spună. Așa e. Cum ar putea să fie? Ce ai putea să faci? De ce ești tu în stare să extragă, nu, ceva din tine? Și atunci ai plecat să hălăduiești așa prin lume. Așa este. Ai fost babysitter, ai făcut curățenie în casele oamenilor, ai fost ospătăriță și te-ai dus la foarte multe workshop-uri, că tot spuneai tu că tone și tone de informații, nu, au venit peste tine. Și ușor, ușor s-au cernut. Da. Da. Așa e. Ce-mi place este că cartea asta are pentru mine, cumva am pus punct prin această carte la toate lucrurile pe care nu le-am priceput în primii ani de viață, da? De ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă asta? De ce mor oamenii? De ce te simți sigur? De ce ți-e frică? De ce ți-e foame? De ce ți-e rușine? De ce toate astea, fără răspuns, fără răspuns? Și ce pot face cu ele? Îmi folosesc la ceva? Și când am început să scriu cartea și de când a început să-mi vină ideea și cartea să înceapă să se adune, am înțeles că toate lucrurile ne folosesc, fie bune, fie rele, fie calități, fie defecte, și că musai le întorci în favoarea ta. Faptul că nu am fost la școală atunci și că m-a frustrat teribil când am vrut să dau la facultate și am realizat că mai stau încă 5 ani în școală și termin liceul la 45, termin o facultate la 50 până apuc și eu să masterez ceva, știi? Dar nu-i nimic, pentru că atunci am zis, cum pot transforma asta într-o oportunitate? Decât dacă mă întorc către toți cei care sunt în situație ca mine și să ne tragem unul pe celălalt și să ne inspirăm unul pe celălalt și să transformăm asta într-o nouă mentalitate a noastră, a românilor, care suntem pe primele locuri la analfabetism, da, în Europa. Și am zis, ok, transform într-o unealtă asta pentru mine și pentru alții. La ce îmi folosește că am fost într-o casă de copii, că mi-a fost foame, că frică, rușin, că păduc, că râie? Aș putea să las să fie niște cicatrici care să pută, să deranjez în stânga, în dreapta, să transform totul într-o melodramă, să mă vait la nesfârșit și să spun că n-am avut noroc? Sau să o întorc cumva? Există, e o nebunie, e... Cum aș putea să prosper din asta? Cum aș putea să câștig respectul oamenilor prin asta? Cum aș putea să câștig respectul meu și să mă transform eu și să devin mai puternic în mijlocul mizeriei, cu ghilimele de rigoare? Și această asociație pe care am făcut-o și aceste programe pe care le fac pentru elevii din județele, din Dâmbovița, de exemplu, că acum lucrez cu Dâmbovița, planuri de viitor. Copiii îmi spun, doamna Nadine, nu poți niciodată să faci nimic, îmi dau cartonul dreamboard-ul gol, da? Nu pun nicio poză, pentru că n-are rost, pentru că visurile nu se îndeplinesc. Și ce bine îmi folosește mie și lui puiului de om când eu spun pui de om. Crezi că nu te înțeleg? Crezi că nu știu ce înseamnă să-ți fie să ai gaură în pantof, să pui pungă? Eu aveam, de exemplu, eram adolescentă, nu? Adică apropiam de adolescență și primeam de la biserică, mi-a dat biserica niște pantofi de ciclist. Băi, ce-i mai jenanți pantofi dați cuiva? Ai, ai, ai. Pentru că aveam un metal și vârful venea ca cel mic în sus. Și m-am mers odată, păcăneam pe drum, știi, când mergeam la școală, poc, 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 când ajungeam în școală, mai poc, 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 erau de ciclist, pentru numele lui Dumnezeu. S-a tocit chestia aia și metalul, mai poc, 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 până am descoperit că pot scoate metalul și s-au transformat în niște balerini, știi? Și atunci ce simplu mi-este să-i pot spune puiului de om, că am fost așa, să-i arăt niște poze cu mine deloc valorizante, da? Și el să spună, stați puțin, doamna Nadine, adică vreți să spuneți că ați fost săracă? Adică vreți să spuneți că n-ați avut? Zic că aveam și păduc și râie în același timp. Și mă băgau în ultima bancă de teamă să nu le dau și celorlalți. Dumneavoastră? Bine, haide, dați-mi și mie o revistă din aia. Și atunci, wow, domn spune, auziți, doamna Nadine, da, mai faceți și atelierul ăla special unde a spus dumneavoastră că putem face cu caietul de lucru? Totul pentru că sunt credibilă. Sunt credibilă, da, pentru că am trăit. E trăită. Și atunci sunt recunoscătoare
că mintea mea cumva a procesat acele informații ca eu să pot să le dau și să le transform într-o unealtă, într-un avantaj. Tu ai spus aici că cel mai bine ar fi să-ți construiești propriile tale vise, pentru că altfel vine altul și te angajează să îi le construiești pe ale lui. Așa este. Și tu ai fost în situația asta. Da. Și tu ai muncit pentru alții. Da. Știi, pe mine, eu, că orice copiii când sunt la școală vor să fie ca ceilalți copii. Să aibă părul bine pieptănat, să miroase frumos, să ridice și ei mâna și să răspundă. Și când vine inspecția în școală să stea frumos și să spună, te rog, Nadine, spune tu, care e răspunsul? Și tu să spui, ba, 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 ba. Da, foarte bine, Nadine, ia loc. Dar nu tuturor ni se întâmplă asta, pentru că adulții din viața noastră aleg alte traiectorii pentru noi. De exemplu, eu trebuia să culeg iarba și să o dau la porci. N-am o problemă, toți copiii săraci fac asta și este bine să fii parte din bunul mers al familiei, dar copiii au nevoie să-și facă lecțiile. Copiii au nevoie de un spațiu al lor, de o lampă, de un creion și cum era pe vremuri, că aveau tăblița cu creta și mergeau cu ea sub haină și așa au ajuns oameni, da? Dar au nevoie de momentul ăla. A venit o tânără la mine că vrea la medicină, că visul ei e medicină. Zic, așa. În regulă, dacă tu intri la medicină, eu îți plătesc facultatea. Și vine cu mama ei la următoarea întâlnire. Doamna m-a auzit că i-a spus, da, doamnă, zic, vă dau un scris. Nu pot, doamnă, îmi pare rău, zice, pentru că asta înseamnă o cameră doar pentru ea de studiu, trebuie să fac foc în camera aia, trebuie să-i pun și o lampă. Nu pot, doamnă, îmi pare rău, trebuie să nu am televizor acolo, îmi pare rău. Și zic, nu, stați puțin. Nu vreți să faceți... Nu. Un loc, un colț pentru puiul ăsta de om care vrea, se înhamă la drumul ăsta pentru medicină. Îi trebuie o masă, un scaun, o lampă, restul îi dau eu. Nu i-a dat. Doamnă, nu e. Să știți că nu e chiar așa și dacă ajunge acolo, ce o să... Și atunci adulții intervin și fac planuri puiului de om. Da. Și tai aripile. Îți spuneam în pauză că... Vezi totul om ca pe o dramă. Poate că la mine atât de multe s-a întâmplat, s-a tăbăcit și numai. Dar avantajul la a fi orfan este că poți să-ți dictezi singur traiectoria, cu bune, cu rele. Îți lingi singur rănile, ți le coși singur, înveți să, știi? Și te transformi într-un fel de om, mai bun, mai puțin bun, depinde de... Da, mai grav e atunci când adultul, care ți este și părinte, îți taie aripile. Asta este cel mai grav și asta se întâmplă cel mai des.